meu, varianta 1. Hop. Bun. Dai drumul. Ideea să coboară. Mama, ia ce să zic. Ia ce sus e. Nici nu știu dacă se vede pe cameră. Se vede. Astăzi facem jucăria copilăriei mele. What? Pentru că atunci când eram eu copil, nu erau atâtea televizoare, nu erau atâtea jucării cât aveți voi acum în 2023. Așa ca idee, dacă tot am pomenit de televizor, să știți că eu când eram copil, dacă vroiam să mă uit la televizor, meream și mă rugam de un vecin. Nenea Suciu, ne lăsați la televizor. Și nenea Suciu s-a uitat la televizor după masă, după ce vine de la lucru. Când s-a uitat și el liniștit la televizor, băteam noi la ușă. Și e primea, ne uitam și noi la știri cu el, mai vedeam și noi că e ceva. Nu-s așa bătrân, da? Într-adevăr, televizorul e bine să nu mai departe de casă unde. În fine. Hei, mi-l bace în ochi. Și facem un zmeu. Ne-am găsit trestie. Ia să văd câte becișoare ați pregătit. Au venit copiii ăștia la mine acum câteva zile că ei vor să-și facă zmeu cu niște crenguțe de... Carpen. Carpen. Și am zis, stai mă că facem un zmeu. Și astăzi am fost până în oraș, am văzut pe marginea drumului niște trestie și am zis, gata. Știu ce am de făcut. În Oradea, unde am crescut eu, în locul actualului Lotus Center, în spatele lui mai exact, era o fabrică de bere. Și în spatele la fabrica aia de bere era un teren care ziceam noi teren de fotbal, ce zicea Maracana. Dar pentru ce ne trebuie scoci? Păi o să vezi că acum îți povestesc. Într-o vară, fratele meu, a început el, nici nu știu de unde a venit ideea, că atunci nu era internet, o mărs dumnealui și șoculez niște trestie și au zis că face zmeu. Nici n-a știut ce e la zmeu, cum să face. N-au mă zic, cum e acela zmeu. Până s-a apucat el, peciorul, și a început să-l construiască. Uite la ce-mi trebuie scoci, Victor, că eu m-am gândit că să fac cu scoci aici, în mijlocul ăsta. Așa se face. Pentru că scociul e ușor. Și și-a făcut fratele meu un zmeu, țucuț ce zmeu, că fă primul lui zmeu din care mi-amintesc eu. Și-a fă grozav, fă mare, uite atâta va fi zmeul ăsta. Ce zici, îl poți băga în ghiozdan să-l duci la școală? Nu. Nu, nu o să poți, bun. O să-l duc într-o pungă ureașă. Dacă... Sau îl duci în mână, măi. Păi deocamdată fac partea asta, da? Asta e cadrul zmeului. Da. Și vine... Și ce s-a întâmplat cu zmeul ăla? Ce? De pe Maracana ne-am dus o jumate de papiotă de asta de ață, că mama mea a fost coitoreasă și avea niște ață, da. I-am topchit-o. Am tot întins zmeu, Victor, până nu-l mai vedeam. Atâta de sus, că de-abia-l mai vedeam. Și încercam să-l dirijăm și de la o vreme ni s-a rupt ața. Facem un zmeu din ăla așa de mare noi acum. Da! Bun, faceți curata și pe masă. Unde le ducem? Nu știu, nu le duceți la porci, să nu se taie la limbă, că eu m-am tăiat când am smuls botele astea. Aoleu. Și, apropo de fabrica de bere, a fost prima combinație care am făcut-o eu. I-am făcut bani, aveam vreo 14 ani când s-a dărâmat fabrica de bere. Tata fiind sobar, am văzut niște oameni foarte harnici care adunau fier de acolo când se dărâmau. Când se dărâma fabrica de bere. Și erau niște oameni de etnie care mereau cu căruțele să ponțeleasă cu aia de pe buldo excavator și culegeau fierul. Că ea veneau, puneau fierul deasupra molozului și la groapa unde îndreptau acolo către parcul ăla din Oradea, când aruncau molozul, rămânea fierul deasupra gropii, știi? Și veneau numai și încărcau în căruțe fierele. Și i-am văzut pe mulți mărgând cu căruțe pline.
Victor, vezi că dacă calci pe ăsta se strică. Erau cu căruțe pline de cărămidă de șamotă. Și de la un vecin l-am rugat frumos să-mi dea un căruț și m-am dus și am cules cărămidă de șamotă de la cuptoarele alea de la fabrica de bere. Okay. Și ai făcut mulți bani? Am umplut beciul la tati, Am cules vreo 350-400 de cărămizi, că am dus vreo 3 ture, cât puteam duce eu cu căruțul cel mic. Ne-am amintit ceva! Și după aia am povestit cu tata în prealabil și când mai făcea tati câte o sobă, le zicea la oameni, măi, n-are feciorul meu niște cărămizi de deșeamă, nu mai cumpăra de la magazin. Și am făcut niște bani frumusei atunci, cărămizi de deșeamă. Dar ăia care au făcut combinațiile de... Culegeau fierul de pe marginea gropii. Țin minte că într-o zi au venit niște radiatoare de aluminiu cam de 3 ori lat cât ăsta și de 3 ori de înalt, așa, masive. De-abia le-au urcat ăia în căruțele alea, că n-am gândit că nu poate porni cu căruța din loc. Băieți sunt de mânoși. N-o fă buclă de asta și bagă o hârtie aici, Victor. Un capăt de hârtie. Un capăt? Da. O bagi așa. Așa. Și după aia Sofia strânge așa. Următorul. Faci așa. Bagă la ața hârtia, Victor. Am dat seama. Îl faci cu breteluțe. Așa e ok? Un pic. Sau mai trebuie puse? Ei drumul? El aruncă într-o parte. Mira! Dai că e aici. Ei drumul? Dar mult ai lucrat la smeul ăsta, Chișa. Foarte mult. Și să trei zile. O trebuie să-l sun pe frate meu să-mi spună cum să face cântarul, că e foarte complicat. Serios? Dar acum am observat că a venit vântul și avem ce ne trebuie. Acum cred că o să-l înălțăm, Victor. Când începe să se înalțe, Victor, îi dai drumul, da? Sofia, tu ține de aici. Ai drumul, Victor? Unde mi-e vântul? Oli, ai venit și tu să înalți smeu? Victor, împline-l! Mă duc să-mi aduc ce pâine să mă la televizor! Da, uite așa ne jucam noi când eram copii. Îl ne-a volat după ce, dar trebuie să-l prindă vântul. Ce tare! Uite cum urcă, vezi? Uite-l-ai. Și acum îi dai ață. El se duce, dar nu-i dai prea multă să se răstoarne. Vezi? S-a dus. S-a dus. I-am dat 5 metri de ață. Victor, bagă degetul în tubul ăla. Două degete sau trei. Ia uite cum urcă, vezi? Wow! Îi dai ață, să se ducă. Să se ducă, se duce. Hai că merg mai încolo. Să avem loc. Iar îi dau, îi trag tăurce. Trebuie să știi să-l controlezi, Sofia, să el să stea cu asta întinsă. Ia, mai ales când nu suflă vântul, el începe să coboare. Când începe să coboare, îl tragi, îl smucești. Hai că aveți vânt! Nu putem!
Victor, tu ține de cadă. O, Sofia, lasă-l jos, să nu-ți tot sufle vântul, că se-l rupe. Nu ai zis, ține de zmeu. Hai să vedem zmeu, varianta 1, pentru că celelalte două pe care le-am făcut înainte au fost doar așa de antrenament. Prototipul. S-ar putea să-l pierdem. Ce? E foarte greu. Mai încoace, mai. Hop. Bun. Dă-i drumul. Doamna Suruba. Ideea să coboară. Ia ce sus e. Aoleu, fii capu. Porum. Cum e, Sofia? Uită-te la zmeu. Mama, ia ce sus e. S-a îmbărligat tața. Reușești, domnișoară? Da, uită-te. Un kilometru înălțime, nu? Bine, adevărul că erau niște... Uite-te la el, că cum începe să coboare. Cine începe să coboare, trebuie să-i faci. Trage! Da? Când îl vezi că urcă, l-ai urcat, hop! Nu-i dea mult astăzi într-o dată, dai puțină. Ia cum urcă, ia cum urcă, înseamnă că are vânt în el. Ai pupat-o pe mămică ta, dacă ți ia zborul și te trage în sus. Ia ce sus e. Nici nu știu dacă se vede pe camera. Se vede. Hai că-l trage-o pe ăsta de aici. Ce ziceți, să-l strângem? Până mă. Da, strângem. Mai eu ce câini. Mami, tu ce zici? Îl strângi. Strânge-l ca nu mai putem. Vine? Mai vine înapoi? Vine. Numai dacă s-o rupe. Dar unul trebuie să strângă gemul. Eu vin. Eu nu.